Credincioșii de toate vârstele au participat marți 16 aprilie 2024 la Sfințirea Troiței Parohiei Urșița Mironeasa din protopopiatul Iași 3, județul Iași. Aceasta a fost închinată Maicii Domnului și Mântuitorului Hristos și a fost înălțată prin contribuția Arhimandritului Nicodim Gheorghiță, starețul mănăstirii Hadâmbu, pentru binefacerile primite de la Dumnezeu. Pe o vreme frumoasă de primăvară, părintele stareț a fost așteptat în fața clopotniței ansamblului parohial. În continuare, arhimandritul Nicodim Gheorghiță, împreună cu soborul preoților, a oficiat aghiazma mică ce a mai cuprins rugăciunea Sfințirii Icoanei Maicii Domnului și a Sfintei Cruci. Amin. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mântuitorule, Duhul Adevărului, care pretutindeni ești și pe toate ne primești, Visirul bunătăților și Dătătorule de viață, vino și te sărășluiești într-o noi și ne curățește pe de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfintele Fiului și Sfântului Duce, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. De orice boală era cu frică. Slavă ție, Doamne, slavă ție. Doamne, miluiește. Și ajutor și folosință de la Dumnezeu Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să ne luminăm noi cu luminarea cunoștinței prin treimea cea de ofință Domnului să ne rugăm. Și acum trimite harul preasfântului de viață făcător tot Duh, care sfințește toate și sfințește apa aceasta. Amin. Și acum trimite harul preasfântului bunuși de viață, făcătului tot Duh, care sfințește toate și sfințește și apa aceasta. Amin. Și acum trimite harul preasfântului și bunuși de viață, făcătorului tot Duh, care sfințește toate și sfințește apa aceasta. De cei care ne-au cerut nouă nevrenciul să ne rugăm pentru ei, adu-ți aminte, Doamne, de părinții, frații noștri care sunt în robie, în supărări. Tu ești, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Vindecătoare, izvor de tămădării tuturor celor ce în dureri se vor pleca în fața ei și vor cere la tine ajutor prin Născătoare de Dumnezeu și pe toți care înaintea aceste sfinte icoane. Și cu milință ne rugăm să cauți cu mânăstire spre acest semn al crucii, pe care credincioșii tăi milosârdești din credința cea tare și din dragoste către tine au făcut-o spre însemnarea Prinței Fiului Tău, Domnului nostru Iisus Hristos. E icoana aceasta cu harul preasfântului Duh, prin stropirea cu această apă sfințită, în numele Tatălui, Amin. Și a Fiului, Amin. Și tuturea și în vecii vecinor, Amin. Se sfințește icoana aceasta cu harul preasfântului Duh, prin stropirea cu această apă sfințită, în numele Tatălui, Amin. Și al crucea ta păzește pe poporul tău. Mântuiește, Doamne. Cuvântul de folos duhovnicesc a fost ținut de părintele Florin Buțincu de la parohia Brustureț Mironeasa, care a vorbit despre importanța înălțării unei troițe. Cât de frumos și cât de minunat este să ai lângă tine oameni cu suflet mare și să ai binecuvântarea lui Dumnezeu și binecuvântarea Maicii lui Dumnezeu, care își răsfrânge Sfântul Său omofor și peste satele noastre, peste Urșița, peste toată comuna satele din comuna Mironeasa și nu numai. Și cât de bine și cât de frumos este ca să ai această binecuvântare a lui Dumnezeu și această binecuvântare să o simțim
de fiecare dată și vorbesc de data la aceasta poate prin numele nostru al preoților care slujim în aceste sate, al meu personal, al Părintelui Emanuel, să avem binecuvântarea Maicii lui Dumnezeu de a ne trimite acest suflet cu dragoste nemăsurată față de Dumnezeu, față de Maica Domnului, față de Biserica lui Hristos și față de credința noastră strămoșească, acest suflet care, iată, mai bine de 34 de ani de când a venit la Sfânta Mănăstire Hadâmbu, Părintele Stareț, Arhimandritul Nicodim, neobosit, neostenit și fără de timp, dacă pot să spun așa, a predicat și a învățat Cuvântul lui Dumnezeu sufletelor celor însetate de Cuvântul lui Dumnezeu și nu doar că l-a predicat, ci l-a pus și în faptă. Știm cum arăta biserica din Urșița acum 5 ani în urmă și vedem cât de frumos a înflorit acest complex parohial prin osârdia, prin dragostea, prin bunătatea, generozitatea și prin dragostea Părintelui Stareț, atât aici în Urșița, cât și în satele încă o dată învecinate. Troița este un simbol al credinței noastre strămoșești. Pe lângă Sfânta Biserică, iată troițele, vedem că foarte frumos sunt puse la răspântii de drumuri în fața bisericilor și de ce nu sunt și oameni credincioși care le-au pus în fața caselor lor. Arhimandritul Nicodim Gheorghiță a făcut referire la cinstirea Maicii Domnului într-o comunitate și la activitatea pastorală și social-filantropică frumoasă din parohia Urșița. Astăzi ne-a binecuvântat Preacurata Maica lui Dumnezeu cu a doua troiță în sătucul acesta și nu întâmplător ajunge Maica Domnului pe culmea acestor dealuri unde Maica Domnului își are locul și cu Sfânt Omofor va acopere toate satele și comune din preajma Mănăstirii Hadâmbu, trebuie să fim conștienți harul divin al lui Dumnezeu. Curge și vine izvorul din dealul mare, era Mănăstirea Hadâmbu, unde frumoase pilde din istoria lucrurilor așezământului monahal. Mănăstirea Hadâmbu ne-a avut un destoinic stareț cu Duhul lui Dumnezeu în el. Am luat pilde, învățături din viața Sfinției sale. Maica Domnului m-a îndemnat ce mă îndeamnă și o rog și în continuare să mă îndemne, când să-mi ajungă anii, să pot să mai ridic troițe și în alte sate și să fiu aproape de slujitorii lui Dumnezeu care trec prin ceea ce am trecut eu și poate că puțin sunt cei care sunt aproape de biserică și de cei care trec prin șantiere. Bunele noastre, aceste binecuvântate de Maica Domnului, am putea să ne mândrim. În aceste cătune s-au ridicat biserici noi, case prăznicare noi, case sociale din sărăcie cruntă. Dumnezeu și-a făcut prezența, Maica Domnului și-a făcut prezența prin slujitorii Sfântului Altar, dar prin oameni destoinici, cu suflet nobil, cum sunt unii credincioși care sunt aproape de Biserica lui Hristos și de păstorul lor drag. Îmi face cinste să vorbesc deseori despre fiii mei duhovnicești care sunt titori de lăcașul sfinte, nu numai în satul și comuna dumnealor, oriunde pășesc, sunt după mine și în viu grai și în dragoste de milostenie, dându-mi o părticică să duc pe unde mă duc și eu. Este o mare binecuvântare să nu uitați pentru satul dumneavoastră Urșița. Dacă stihiile cerese cu tremură, văzând umbra Maicii Domnului, ar trebui să ne cutremurăm noi. Da să mai treci pe lângă chipul Maicii Domnului, pe lângă această Sfântă Troiță, unde este așezată Maicuța Domnului, care ne ocrotește, ne acoperi tot răul, să nu te închin cu pioșenie, cu lacrimi. De ce nu, odată în zi sau seara, să vii să rostești un acatist în fața acestei troițe? Un acatist al Maicii Domnului, când ai o durere necaz, până vine sărbătoarea Sfânta Liturghie, unde slujitorul dumneavoastră va sluji, să veniți la Maicuța Domnului, cu o aveți aici, la drum, la șosea. Am trecut prin multe încercări și nu-i și un loc a nimănui și părăsit, dacă Maicuța Domnului
a lucrat în ogorul său și m-a ridicat dintr-o ruină, n-am cum să stau pe loc. Asta mi-e simenirea. Să ridic și să ajut pe solul Dumnezeu care au nevoie de ajutorul puținul meu și pe cei sărmani. Să duc cu dumneavoastră, s-a îmbogățit cu o frumoasă comară. Maica Domnului veghează. Nu noi veghem pe Maica Domnului, ci Maica Domnului ne veghează pe noi pe toți. Să dăm slavă laudă preacurate Maicii lui Dumnezeu. S-a ridicat această frumoasă troiță spre slava lui Dumnezeu, spre slava preacurate Maicii lui Dumnezeu, spre slava Sfintei Cruci și pentru toate darurile care le-a revărsat asupra acestei parohii ca un cununare, ca o ofrandă adusă Maicii Domnului de mulțumire de Părintele Parov Emanuel, care a preluat acest așezământ început de altfel. Dacă este credință statornicie și știți să umbli cu banul văduvii și al celui necăjit, pune Dumnezeu mâna. Preocenții Părinte, vă felicit pentru toate lucrările frumoase realizate. În puțin timp, aș putea spune, să mulțumiți Maicii Domnului că ați avut binecuvântarea să fiți așezat lângă o mănăstire, așa cum este Dealul Marea Iisus. Și pentru blagoslovenia care o aveți, că mă gândesc că Dumnezeu Sfinția voastră dând mâncare la prunci în fiecare joi, iertați-mă, este un lucru înălțător, să spun așa, să dai la peste 150 de copii. Unde, întrebând pe Părintele Emanuel, cine va aduce mâncare? Ai grijă, Maica Domnului, din Iaș, din sat, din comună, oameni cu suflet mare, nici nu știu de unde apare și nu rămân niciodată ca joia să nu dau un prânz. Ce-mi dă Dumnezeu? Mulțumim fiilor mei duhovnicești care sunt de față și în ultimul rând părinților, colegi, slujitori, vecini, mănăstirii noastre, care am spus-o deseori când sunt dragi, sunt aproape de mine cei de Sfințele sale. Atâta de bucuros și mulțumit că Maicuța Domnului e aici și veghează și va veghea asupra noastră tuturor. Părintele Paroh Emanuela Petre a mulțumit Părintele Stareț pentru darul de preț oferit parohiei Urșița. De asemenea, și-a arătat recunoștința pentru tot sprijinul acordat până în prezent la edificarea ansamblului parohial. Îmi aduc aminte că, cred că în primele săptămâni, acum 5 ani și ceva, mi-a spus cineva pe aici, Părinte, nu cred că o să reușești mare lucru. Și mă gândesc că mare lucru n-am reușit, dar a reușit Dumnezeu. Și iată, credința noastră cea dreaptă, credința ortodoxă, așa cum și în traducere dreapta credință, biruiește astăzi foarte frumos prin înălțarea Sfintei Cruci și prin chipul Maicii Domnului, care cu cinstitul ei acoperământ sau omofor, revarsă binecuvântări atât la Mănăstirea Hadâmbu și în satul nostru și în celelalte sate și în foarte multe comuni. Totuși Maica Domnului a binecuvântat și a vrut să fie înălțat aici în parohia noastră. Nici nu știu de unde să încep, pentru că anul trecut, prin luna iulie, ați venit și mi-a spus, Părinte, apucă-te de bisericuța aia de la cimitir. Am crezut, dar de multe ori m-am îndoit. Poate că uneori am mai gândit și poate am mai cârtit în sinea mea, dar îmi dau seama că vin cu bucurie după 5 ani de zile și chiar dacă unii poate că mai cârtesc, eu știu că lucrurile acestea rămân pentru comunitate și am spus de multe ori și o spun și acum că ceea ce este aici nu luăm nimic cu noi, nici când plecăm de aici, nici când plecăm pe lumea cealaltă, ci luăm doar faptele noastre. Și mă bucur că rămâne aici înscris pe această troiță că sunteți scriitorul ei. Și spun acest lucru pentru Biserica Veche, pe care făgăduiesc că o vom finaliza. Și vă mulțumesc din suflet pentru toate lucrurile de aici, din curtea bisericii noastre. Și pentru ctitoria picturii altarului. Și pentru toate celelalte lucruri. Și pentru
sprijinul la clopotniță. Am început de foarte multe ori, poate cu puțin și a venit exact atât cât a trebuit. A venit și sprijinul, în primul rând, din partea Părintelui Stanlis, din partea Mănăstirii Hatembu, apoi a venit sprijinul din partea primăriei, apoi a venit sprijinul din partea ucenicilor, apoi a venit sprijinul de la partea mănăstirii. Și mă rog Bunului Dumnezeu ca să ne binecuvinteze și să continuăm lucrările și voi continua lucrările. Și aș vrea să mai mulțumesc cuiva, aș vrea să mulțumesc Părinte Stanlis, să-mi dați voi, Doamne Preotese, mă bucur că sunt sprijinit și sunt înțeles și mă bucur și pentru pruncii pe care mi-a dăruit. Dumnezeu să ne binecuvinteze și să vă binecuvinteze pe toți cei care ați venit astăzi și cei care ați ajutat și ajutați. La final, credincioșii s-au închinat la Troița Sfințită, iar apoi au fost invitați la o agapă frățească. Spune-ne cazul care mai avem, roagă-te, măicuță, pentru al tău popor, care strigă într-una după ajutor. În parohia Urșița s-au întreprins din anul 2019 până în prezent mai multe lucrări de construcție și de înfrumusețare la Biserica Soborul Tuturor Sfinților. În același timp s-a ridicat un așezământ social și o clopotniță. În așezământul social se desfășoară de mai bine de 2 ani de zile proiectul Pâinea Noastră Cea de Toate Zilele, în colaborare cu Școala Gimnazială Urșița. Roagă-te, măicuță, care strigă într-una după ajutor. Thank you.